Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și ai Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au desfășurat în aceste zile acțiuni de verificare a producătorilor agricoli și a comerțului cu produse agricole. În total au fost controlate 55 de persoane fizice. Oamenii legii au controlat 55 de persoane fizice, producători agricoli și societăți comerciale. În urma verificărilor s-au constatat nereguli privind comercializarea de produse agricole care nu erau cuprinse în certificatul de producător, neavizarea certificatului de producător și cumpărarea de produse agricole în scop de revânzare de către producătorii agricoli. Pentru toate aceste nereguli constatate, polițiștii locali au încheiat 35 procese verbale de constatare a contravenției în valoare de 41.800 lei. În plus, polițiștii au confiscat bunuri în valoare totală de 1.255 de lei.